Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cineva de la Blue Air, dacă cumva sunteți printre cei afectați de suspendarea zborurilor Blue Air, care a venit așa, din senin. Au avut o perioadă foarte proastă, au datorii foarte mari. Acum ceva timp le-a dat protecția consumatorilor o amendă. Sincer, nouă ni s-a părut un pic cam dubioasă acolo. O amendă de 12 milioane sau 11 milioane de euro, ceva absolut uluitor. Acum aveau conturile blocate, asta au spus. Conturi blocate că nu plătiseră la administrația fondului de mediu ceva și nu pot să plătească. Și au eșuat și discuțiile pe care le aveau cu niște investitori care ar fi putut să cumpere compania, să facă un plan de restructurare și ca tare au spus nu mai avem cum să operăm și cu asta basta, am suspendat până luni. Intervenții la nivel înalt, primul ministru a zis nu se poate așa ceva, trebuie făcut ceva, ministrul mediului a zis că nu contează că aveți datorii și că v-am poprit conturile, trebuie să lucrați. Cum se poate face asta? Nu poate Ministerul Mediului să le ordone să își reia activitatea, dar înțeleg că acum sunt folosite avioane Tarom ca să aducă în țară românii blocați pe undeva pe aeroporturile din Europa și care nu mai au cum să ajungă pentru că s-au suspendat cursele Blue Air deodată. 0372069599. Dacă sunteți în situație de acest gen, cumva sunteți afectați de suspendarea subită, bruscă a zborurilor Blue Air, dați-ne un telefon, am vrea să știm ce soluție ați găsit. Problema. Am văzut niște imagini îngrozitoare de pe aeroporturi cu oameni absolut disperați. Înțeleg că și în afară de Tarom, celelalte companii care operează București, alte destinații, au prețuri speciale. Pentru cei care au pățit-o zilele acestea. Cine mai era? Wizz? Cine a mai zis? Wizz și Ryanair. Da. Mie îmi pare rău, Blue Air era o companie sau, nici nu știu dacă pot să mai spun, este o companie. Este o companie, da, mare și care făcea o mulțime de zboruri. E compania națională de facto, aș putea spune că ei au prețurile cele mai prietenoase și cei mai mulți dintre români cu Blue Air călătoresc, nu cu Tarom, că la Tarom e semnificativ mai scump. Condițiile de zbor, ok. Da. Adică, de altfel, ei nici măcar nu-și mai spuneau low cost, spuneau smart economy. Exact. Ceva de genul ăsta, știi? Și Wizz-ul și Ryanair sunt ok pentru prețurile pe care le practică, ei admit. Adică, domnule, noi suntem low cost, astea sunt serviciile, mai departe ce? Ce mă miră e că Taromul nu se recunoaște ca o companie ultra low cost. Adică dacă zbori acum cu Tarom, ai toate șansele să descoperi că avionul Tarom aterizează pe Otopeni și este parcat în capătul aeroportului, probabil pe cele mai ieftine locuri. Stai puțin. Nu are acces la burduf, că face economii. Am venit cu un avion acum o săptămână, un avion Tarom din Europa. Scaun rupt într-un avion Tarom, adică nu se putea sta pe el. Un televizor de ăla cu tub pe tavan, cu imaginea total desincronizată. Da, adică, serios, până și eu mi-am schimbat televizorul cu tub. Stai în urmă puțin, cu 15 ani. Tot rău spre bine. La WC-ul mirosea ca în gară. Tu știi că aeroportul Otopeni e atât de mare? Nu știam nu știi, că aeroportul Otopeni. Cu ocazia asta ai aflat că e ceva mai mare. Am pierdut pe Ionuț. Bun. 0372069599. Dacă sunteți afectați de problemele astea ale Blue Air și ce faceți? Eu nu mi-aș dori deloc să fiu în pielea vreunui angajat al unei companii aeriene când se întâmplă o problemă cu un zbor suspendat, dar aminte cu toate. Oamenii trebuie să iasă în fața pasagerilor care sunt toți super furioși și să era imposibil să vorbească cineva cu ei, pentru că erau sute de pasageri în toate aeroporturile țării, că nu operează doar din București. Adică erau și cei care plecau din Cluj, din Iași, Timișoara și așa mai departe. Și angajații nu ei iau decizia asta, știi? Și se țipă la nici ei, vina lor. Bruscați, abuzați. Asta bine valabilă în toate domeniile, știi? Da. Și la supermarket oamenii țipă la casier că nu știu ce s-a întâmplat în magazin, adică... Pe de altă parte, cred că ar trebui să ne gândim... Știu că lumea când e supărată nu judecă așa, dar hai, puneți-vă un pic în pielea acestor angajați. Practic se închide firma, nu? Nu știm ce se întâmplă. E aproape în stare de faliment, s-au suspendat zborurile, astea nu sunt vești bune. Trebuie să te duci să vorbești cu unii care țipă la tine, de parcă tu ai fi vinovat de situația în care te afli și care te va afecta în primul rând, adică s-ar putea să rămâi fără loc de muncă, ce Dumnezeu îi faci, oricum este un stres suplimentar. Trebuie să ai nervi de oțel să lucrezi în astfel de situații și să interacționezi cu oamenii.
Da, pe de altă parte foarte mulți nervieri am văzut, hai că mai ratezi o vacanță sau o zi, două dintr-o vacanță, mai cum mai e. Dar erau foarte mulți oameni care plecau în străinătate pentru că aveau un loc de muncă și că a doua zi trebuiau să fie la serviciu. Da, asta este cel mai nasol. Adică asta, și asta mi se pare să... E nasol, dar și dacă nu... te prinde pe undeva în vacanță și nu mai ai cum să te întorci acasă, la fel. Prunt. Și sunt mulți oameni care nu-și permit, pentru că știi cum e, din scurt să-ți iei bilete. Mă, Luca, dacă eu rămâneam, să zicem, pe un aeroport, așa, undeva, în lume, veneam eu și te luam. Săptămâna trecută. Da. Da. Și da. Sunam, dacă rămâneai la Salonic, veneam personal și te luam. Nu, eu nu pot să, că nu am cu ce să ajung, practic, uite, a dat faliment compania, nu am cu ce. Deci, voi, până găsesc bilet, până nu știu ce, mai durează o săptămână, ce, nu vrei să mai luăm telefon? Păi acum? Nu mai avem timp. Am tot vorbit, am vorbit noi. Stat. Da, mă zi... Zi, uite, ia măcar, hai, ia. Vorbim cu Daniel, bună dimineața. Bună dimineața, Daniel. Bună dimineața, Daniel. Salut. Bună dimineața. Am și eu o problemuță cu Bluier. Da. Dacă se poate. Dacă ești afectat de această decizie. Nu de astăzi, dar din vară. Ale porți pică, ți-au făcut ceva. Sunt în... N-au plătit, mă, despăgubiri oameni. N-au dat banii înapoi, în general, pentru zboruri anulate, modificate, nu, Daniel? Exact. Am cumpărat din februarie să plecăm în iulie. Și nici acum n-am primit bănuții înapoi pe bilet. Nici nu se. Și nici nu cred că mai. Nu știu, s-ar putea să vedem ce se întâmplă. Am și 100 de euro la ei. Da. La Tarom, să știi că a durat un an să-mi recuperez niște bani. I-am recuperat în cele din urmă. Sport l-a recuperat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.